Doamnelor și domnilor consilieri, fiind majoritatea consilierilor prezenți, ne avem deschisă prezenta ședință ordinară a Consiliului Local. În mapele de studiu ați avut procesul verbal al ședinței din 18 februarie. Vă rog dacă aveți ceva amendamente ca să le consemnăm. Dacă nu, o să-l supunem la vot. Amendamente? Supunem la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Cine este pentru? Abțineri împotrivă, unanimitate. Mulțumim. Cuvântul domnului primar, în vederea prezentării ordinii de zi a prezentei ședințe. Bună ziua! Ordinea de zi a prezentei ședințe. Analizarea avizarea efectuare de amendamente pentru proiectul de hotărâre propuse pe dezbatere în ședința Consiliului Local din 11 martie 2021. 1. Proiect de hotărâre privind reactualizarea și completarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate primară România Său, inițiator primar Emilian Curaca. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind finanțările nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități non-profit de interes local, inițiator primar Emilian Budaca. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea diviziei general actualizat la obiectivul reabilitare apărare de mal, partea stângă tehnologică, Pârâua Său, Aval Portvartea, în sat Apa Său, Comuna Său, județul Bacău, inițiator primar Emilian Budaca. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației a imobilului denumit școală cu clasele 1-4, Lunga, sat Lunga Său, Comuna Său, județul Bacău, pentru o perioadă nedeterminată în vederea demolării, inițiator primar Emilian Budaca. 5. Probleme diverse. La modificarea ordinii de zi, avem un proiect de hotărâre cu depunerea jurământului de către supleanții al căror mandate de consilier local au fost validate de judecătorii amănești. Să punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Începem ședința. Pe cel mai bine ar fi cu depunerea jurământului. Dar fi cel mai mai rog consilier. Trebuie să dau un tip de citire sentinței civile de la judecătoria Măinești, prin care au fost validate mandatele de consilier. O să citesc mai partea dispozitivă. Sentința civilă numărul 64 din 2021, pronunțată în ședință publică în data de 1 martie 2021. În temeiul articolului 122, articolul 204 și 114 din ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, invalidează mandatul candidaților Pangaru Maricela și Dogariu Marian de pe lista Partidului Social Democrat, ca urmare renunțării la mandat. În temeiul articolului 122, articolului 204, raportat la articolul 114 din ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, validează mandatul consilierilor supleanți Bran Ion și Potulacu Monica. Prezenta se comunică secretarului general al Comunei Său, prefectului județului Bacău și persoanelor ale căror mandate au fost invalidate. Cu drept de apel în 3 zile de la comunicare, cererea ce se va depune la judecătoria Măinești. A fost pronunțată pe data de 1 martie, aceasta a rămas definitivă prin neapelare, de pentru care, în momentul actual, ne aflăm la momentul depunerii jurământurilor de către cei doi domni consilieri. În ordine alfabetică, o să vă rugăm să vă deplasați pentru că v-am pregătit jurămintele acolo. Domnul Bran Ion, o să citiți numai jurământul. Mâna pe față, deci jurământul mână și citiți numai jurământul, da? Îl aveți în două exemplare, cel cartonat la dumneavoastră, cel celălalt să-l semnați, nu-l dați. Mâna pe față, cu mâna pe față. Jur să respect Constituția României și legile țării, ci să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorul comunei a Său. Așa să ne ajute Dumnezeu. Doamna
respect Constituția României și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce sunt puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei a său. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Asăr. Inițiator, primar Iulian Budac. Dacă sunt necesar să discutăm în ce comisie vă face parte, vă vota, nu? Da, uite, trebuia să liderul PSD să propună în ce comisii vor face parte. Dacă sunt discuții la punctul 1, dacă nu supunem la vot, vă rog. O singură problemă. Am înțeles necesitatea reactualizării și completării regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului. Și doar un singur lucru aș vrea să remarc. Faptul că articolul 27 din regulament, care se referă la atribuțiile de administrație publică în sarcina cabinetului primarului, nu face nicio precizare că acea funcție, de fapt, este consilier al primarului. O a doua problemă, uitându-mă pe atribuțiile care au fost desemnate în sarcina consilierului primarului, mai bine de jumătate sunt pentru funcția de gestionar. Da, eu înțeleg că funcția prevăzută la cabinetul primarului este consilier și nu gestionar. Se poate, da? Păi atunci, dacă se pot da aceste atribuții de gestionare, înseamnă că le tăindu-le pe astea de acolo mai bine de jumătate, rămân doar 7-8 atribuții în sarcina. Dacă îmi permite? Nu știu, domn primar trebuie să-mi explice, că eu... Bine, dar nu înțeleg că discuția am întrebat, funcția se numește. Da, consilierul primarului. E în atribuții, care e și noi ne-am numerat aici. Atribuțiile sunt de gestionar mai bine de jumătate. Vreau să le citiți pe toate, să vedeți că mai bine de jumătate sunt funcția, pentru funcția de gestionar. Bun, dar dacă permiteți o mențiune, aceste atribuții sunt prevăzute în lege. În care lege, domnul? În legea 57, 2019. Așa. Acolo sunt prevăzute, doamna secretară a făcut documentația și a vorbit-o potrivit legii. Da. Iar sunteți convins dumneavoastră de aspectul ăsta? Sunt convins, fiindcă atunci aș pune la îndoială calitatea de jurist a doamnei secretare și eu nu fac chestia asta. Eu am atras atenția doar atât, că mai bine de jumătate din atribuțiile. Pentru nu cabinetul primarului, pentru că de fapt este consilierul primarului. Așa? Nu știu cum
sunt în casă, aici sunt sub punct și la punctul de privește și calitare de zi. Așa, după aceea începe numerarea tuturor aspectelor. Da, uitați aici câte puncte sunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, până la 8. Și după aia de la funcțiile de îndeplinire. Așa, astea sunt punctii, celelalte sunt subpunte la asta, îndeplinește calitatea de gestionare. Și eu ce am spus, domnul primar, am spus că este gestionat. Și după aceea ce numeroc ce gestionează dumnealui. Păi și nu trebuia să știu ce gestionează sau cum? Dar calitatea dumnealui este de gestionat sau de... Și de gestionat, domnul. Dacă vrem să-i dăm atribuții de astea, îi dăm și de astea. Îi dăm și atribuții de jurist, eventual, dacă e nevoie. Dacă permite lege. Da, sigur, bineînțeles, dacă permite lege. Nu le fac, să nu vă faceți griji, că nu fac încă investiții. Da. Sunt trecute, că... Mă puteți, doamna secretar, ar fi putut să scrie aici ceva ce nu este cuprins în lege. Da, nu poate. Trebuie să-mi rezerv acest drept. Eu am discutat cu domnul primar și am explicat ce atenție are în funcție de ajutorează. Și eu v-am răspuns. Da. Mai sunt discuții? Să punem la vot. Cine este pentru? Mai bine să faci cine e împotrivă și abține. Împotrivă? Abține. Abține. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind finanțările nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități non-profit de interes local. Inițiator primar, Iulian Budan. Aici sunt discuții la punctul 2. Să punem la vot. Prezentați lucrurile comisiilor. Vă rog. Da. Vis-a-vis de acest proiect de hotărâre, nu am reușit să mai verific site-ul. Am intrat odată și am văzut că nu era chiar atât de funcționat site-ul primăriei. Poate reușit să vă ocupați într-o zi și de el. Să se aloc în fața unui ghid, nu? Probabil aceste finanțări nerambursate, nu? Se aloc în fața unui ghid. Da. Da? Da? A, așa. Ghidul va fi reactualizat, doamna ministrată public? Da. Da, va fi reactualizat. Da, asta vreau să știu. După stabilirea bugetului. Așa, după stabilirea bugetului, da? Foarte important. Bun, atâta. Și cu site, acolo să punem... Dar acesta este ghidul. Acesta este ghidul în baza căruia vor fi acordate... Alocate finanțele de reacție. Da. După stabilirea bugetului, da? După stabilirea bugetului, da. Da, da. Bine. Mulțumesc. Am mutat la proiectul anterior, să spunem, de avizele comisiilor. La avizele comisiilor, la ROF, aparatul de securitate au fost favorabile, la fel la regulamentul privind finanțele neamposabile, toate cele trei comisii au aviz favorabil. Supunem la vot punctul 2. Cine este pentru? Sunt potrivă. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului reabilitare apărare de mar partea stângă de ecologică pârâu Asău aval pot partea în sat apa Asău, comuna Asău și de Bacău. Inițiator primar Iulian Budan. Dacă sunt discuții pe acest punct, supunem la vot. Comisia va vizita cine este pentru? Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației a imobilului denumit Școala cu clasele 1-4 Lunga, sat Lunga Asău, comuna Asău, județul Bacău, pentru o perioadă nedeterminată în vederea demolării. Inițiator primar Iulian Budan. Aici, dacă sunt discuții pe această temă. Comisiile, comisiile. Supunem la vot. Cine este pentru? Sunt discuții? Vă rog. Da. Doamne primar, cât este marcova de la avizuri necesare până la începerea procesului de demolare
Și ca pe unul să luăm în calcul. Durează deja de 2 ani. Deci de 2 ani trebuie să se legă domnii. Când ne dăm de noi asta. Care sunt avizile necesare de la instituție? Și ce luați în calcul ca trebuie să facem acolo? Reviziu program prelungit sau creș, da? Noi acum chiar lucrăm la proiect pentru că ne cu program prelungit. Foarte bine. Asta am zis că ar fi mai... Acum, deși am zis că sunt aricinați țări de creș. E o propunere. Haideți să luăm un cap, bine, să mergem cu creș. Să facem cum au făcut cei de la... Păi, în comuna Brăstul. Asta și un centru noi, un centru social. La fel, pentru că da, ce oase caldă... Știți cum e? Sunt mulți care ar beneficia de acest proiect, să ducem, să mănânce o masă caldă, îi luăm cotul așa de la școală. Chiar ar fi bun un centru social. Eu am spus că o propunere. Nu am întrebat. Da, am întrebat întrebarea. Era vorba să luăm un calcul. Ce luăm un calcul să facem după ce demolăm grădinița? Ce luăm un calcul? Da, ce ați luat în calcul? Noi avem ajutit cu proiectul pentru teremul ăla. Dar prima dată noi trebuie să scoatem din discuții de învățământ. Scoatem din învățământ. Nu putem face nimic până nu scoatem din discuții de învățământ. Urmăm demolarea. Și după aia vedem, tot cu acordul dumneavoastră, vedem care e prioritatea numărul 1. Merge și crește program prelungit, și un cămin pentru bătrâni. Avem și spațiu suficient și pentru două edificii, dacă dorim. Asta o moment să ne stabilim tot noi. Dar da, deci de 3 ani de zile să începem tot obținem avizele, nu? De când avem la urmă? De 3 ani, dacă pentru că... Problema școlii de la Lunca Său s-a discutat în 2019. Exact. 2019 da. S-a întocmit acel proiect de hotărâri care a fost aprobat, da. Dar din păcate nici unii n-am sesizat acea lipsă de acuratețe a documentului în care se vorbea despre școala gimnazială Lunca Său. Da. Și asta a fost piedica pentru care n-am primit avizul, întrucât nu era conform. Școala n-a fost niciodată gimnazială, a fost doar școală primară, iar ultimii 4 sau 5 ani a fost doar școală primară, pentru că școala de centru, când a dat acordul pe posibilă administrație, l-a dat pe școala primară. Deci, noi trebuie să picăm pe inventarul domeniului public. Inventarul domeniului public este școala cu clasele 1-4. Da. Noi așa am intitulat atunci... Noi trebuie să picăm, așa cum este intitulat imobilul, inventarul domeniului public. Asta este ideea. De asta s-a revenit cu acest proiect de hotărâri, ca să reușim să înaintăm documentația cu mai repede la inspectorat. Și asta nu depinde de noi, domnul... Da, nu ne interesul mâinii, dacă ne l-ar da, putem să demarăm... Proceduri, dar din păcate știți cum e la noi în țară și durează. Vom vedea. Discuții? Comisiile au avizit favorabile. Mai știu dacă am zis că am fost întrebată. Da, să punem la vot. Cine este pentru? Punctul 5. Probleme diverse. Aș vrea câteva cuvinte să spun la diverse. Vreau să vă respect. Deci, în ședința trecută s-a vorbit despre târgul de la Comuniș, cu legitimitatea lui, și am zis că... Și am zis că dacă ajungeți la primăria Său, vreau să merg și eu. La Comănești, da? Ajunge cu primarul de la Comănești, vreau să merg și eu. Am fost adică sunt interesat să se rezolve pentru comuna Său, să nu mai încurc localitățile, să se rezolve problema atât. Asta a fost numărul 2. Solicitare din partea cetățenilor pe strada Prieteniei. Am văzut că avem un proiect pentru podul de la Bartea. Trebuie cumva făcut continuarea gabioanelor pe zona lor, pentru că este pericol de inundații. Greu pentru ei, greu pentru primărie, dacă se ajunge să deverseze asta. Deci, luată în considerare discuția cu Apele Române, pentru a continua gabionarea. Dar noi avem făcut solicitări la Apele Române? Nu, deci eu am venit să... reamintesc de această problemă. Răspunsul lor este că... Trebuie să vă dau acum răspunsul. Da, vă rog. Un proiect mare, Urecheș Gineș, de diluirea tuturor marurilor și pe râul Totul și pe râul Aseu și pe traile celelalte,
când o să fie bani, o să dea drumul la proiect. Deci asta a fost răspunsul. Asta e regulare de mulți ani de zile. Mai mult. Trebuie să le aduci bani. Deci ca să înțeleagă, apa a său e în... În acest program. Da, în acest program, dar e sub jurisdicția la administrarea apelor. Știu. Deci era vorba de... Putem face investiții noi. Pentru a... Noi așa nu facem investiții. Punctul 3, scurt. Coșul de gunoi în comună ar fi indicat... Discutat și cu școala, educație, elevii să nu aruncăm pe jos, se știe, da? Măcar partea de centru, da? Bine, știi, da, pentru toată cum. Când o să avem bugetul, ne avem prinsă și asta. Punctul 4, scurt, am văzut că nu s-au ocupat posturile pentru, știu eu, proiecte europene, urbanism și așa. Deci, comuna, primăria, pierde timp cu proiectele, până se va găsi. Acum este o guvernare de dreapta, care din păcate face cum au făcut și cei de stânga. Dirigează fondurile spre ei, comuna său fiind considerată ca o comună de stânga, bănuiesc că vor ajunge mai greu suplimentări de fonduri bugetare. Pentru a urgenta problema proiectelor europene, aș avea o propunere. Aveam între noi un coleg care este tânăr și expert în fonduri europene, l-aș ruga să-i ajute primăria cu demararea 1-2 proiecte până se ocupă posturile. Dacă sunteți... Dar ce calitate? Băcar de îndrumători. Dacă permiteți, domnul Ghiu. Da. E adevărat că nu s-au ocupat locurile, dar nu se stă absolut deloc. Pentru că avem o firmă de consultanță care se ocupă și lucrăm la 6 proiecte. Dovadă că s-a terminat proiectul pentru stadionul sintetic la școala Bartea, s-a terminat pentru podul de aici la Bartea, care l-a discutat astăzi. Este podul de la Suce. Deci lucrurile nu stau. Doamna Marcela are aceleași cursuri pe care le are și domnul Oniga. Și tot nu ai voie să pui o semnătură sau ceva pentru asemenea proiecte. Dar muncește, strânge acte, caută dar toate calculatorii. Dar chiar dacă dorești să vină, să nu nicio problemă. Trebuie explicat că avem nevoie de pentru a da o semnătură și pentru a da o expertiză pentru proiectul european, ai nevoie de un cadru legal. Iar o firmă de consultanță are creat acel cadru legal de a acorda consultanță pentru proiectul european. Eu, cu cel mai mare drag, domnul inginer, voi participa dacă mi se va solicita. Vreodată de către doamna administrată publică, chiar am avut discuții, doamna știți foarte bine, fără nicio problemă, vin, răspund prezent, cum am mai răspuns la unele acționale. Și să face ce? Exact, și să face ce? Ce? Să duce ceva pentru comuna în său, ceva util, da? Dacă aveți nevoie, corect, dacă aveți nevoie, că dacă ați văzut, a fost în discuții strategia de dezvoltare locală. Am venit și eu și domnul inginer, am dat o idee. Cu cel mai mare drag voi veni, dar nu permite cadrul legal, într-adevăr, ca să... Îmi pun și semnătura pe un proiect. Aveți o firmă de consultanță foarte bine, aveți una de consultanță. Și avem nevoie de bani ca să facem treaba. Exact. Da. Ideea avem. Vă rog, domnul Cui. Da. Domnul primar, o problemă care se acutizează pe zi ce trece, ce este cea de la școală. Datorită defectării centralei termice, copiii lucrează, învață în două schimburi. Nu există material timp pentru dezinfecția podelelor. Eu am fost la școală de 3 ori săptămâna asta. Își dau silința femeile de serviciu, dar nu reușesc între cele două schimburi să rezolve dezinfecția podelelor în primul rând. A mobilierului școlar se rezolvă. Este o supraaglomerare și mi-e tare, tare teamă că o să escaladăm. Știți dumneavoastră ce nu mai spun. Și închidem iar școala. Pot să vă răspund eu. Vă rog. Firma care se ocupa de mantenanța centralei, de o lună tot amână. Am căutat altă firmă, chiar alt personal de problema asta. Adică de la începutul săptămânii m-am ocupat, am căutat altă firmă și sperăm că azi, mâine, să vină. Doamne directoare, ne da garanție că am vorbit cu firma care a venit și eu voluntar pe tot. Știu, că noi am și eu. Bădați că doamna rezolvă situația. Acum, când am întrebat-o, nu m-am tot așa la necesitățile de cetățeni, dar la ce se întâmplă? Doamne, ține cu vorba, doamne, dar nu mai sunt și alți meseriași care... Da, dar e posibil că trebuie respectat contractul cu firma. Nu, eu am ieșit din garanție. Nu, e ieșit din garanție. Ieșit din garanție, dar vă dați seama, nici 2 ani de zile n-ați venit centralată.
2 ani, ținut. 2 ani și 2 ani. 2 ani au avut. Și acum am luat legătura, domnul Vicioare, cineva de la Mâinești și mâine am spus că o să vină... Și să repart, domnul Central, trebuie schimbat, nu te joci. Există și posibilitatea. Ce are? Tocmai de asta trebuie o firmă specializată. Trebuie să vină firmă specializată și constate. Sunt centrale care se repară. Dar problema mare este cea legată de supraaglomerarea medicală. Vă spun, eu m-am crucit, își dau silința femeile să dezinfecteze, dar nu reușesc. Nu nici o altă cunoștință, mai e chestia asta. Mi-a garantat toată, am vorbit, s-a fărăștit, am vorbit, firma care ne... Sau acum s-au auzit deja aproape luni de zile și ei nu au rezolvat pazul. A doua problemă este cea legată de distribuirea pulberilor de colectare selectivă a gunoiului. Da, s-a început distribuirea. Deci s-a început, alaltă ieri au venit vremea aia câinoasă, așa cum era ea, au venit oamenii și au distribuit pulberele, dar din păcate nu reușesc să lămurească oamenii. Oamenii nu mai înțeleg cum să folosească aceste pulbere. Cum? Păi nu prea știu. Veniți și vedeți că eu am stat de vorbă cu oamenii, că oamenii mă întreabă ce se întâmplă acum cu pulberul ăsta. În asta trântiesc tot la oaltă și... Nu, dar e explicat aia că scrie pe pulberă. Dar scrie pe pulberă. Domnul Dogariu, lăsați-mă că scrie pe pulberă. Eu personal nu înțeleg ce înseamnă selectare colectivă când pe pulberă scrie că în acea pulberă se depune carton și hârtie, se depun bigpeturi și... E adevărat, da. Deci asta înseamnă selectiv să le trântesc pe toate... Am vorbit pe cei de la, domnul primar a vorbit cu cei de la DIS, cu directorul adjunct, și cu proprestorul. Și a zis, domnule, ca să vă ajutăm, așa, că nu avem alte pulbere și noi, faceți carton, metal și plastic. Eu vedeam lucrurile alții. Așa au zis și vor veni ei cu mașina personală, vom face noi cunoscută data de luna viitoare, vine proprestorul și are la poartă, nu mai luăm noi cu camioneta. Deci... Așa cum am ridicat problema de fiecare dată că Romprestul ridică selectivul, așa cum se selecta el la vremea respectivă. Anul trecut, dacă vă amintiți, că am fost de 4-5 ori să-i văd cum ridică selectivul. Grămadă! Sticle, grămadă! Domnule, avem să ridicăm de bun. Și atunci ai un lup. Ok, foarte bine. Și atunci rămânem cu pubelele astea, cu pubela asta. Rămânem cu cea veche pentru menager și cu asta pentru cele pentru patru sortimente. Dar din punctul meu din punctul meu de vedere, ar fi fost bine discutat cu Romprest. Domnilor, veniți odată pentru hârtie carton, normal să fie odată pentru hârtie carton, nu la mese cu bidoanele și cu aia alte. De ce nu le vine lor ușor lucrul ăsta? Dar dacă e mai ușor pentru noi, dacă el ia și ne-l poate să se vede. Hai să vă spun de ce. Și eu ne-am spus chestia asta. Domnule, n-ați putea să veni, domnule, deocamdată, selectiv, nu se adună dintr-o comună 5 toni ca să le convină să trimit o mașină pentru un singur comun. Și ei merg și selectează de pe toată valea. Ca să scoate costurile. Plasticul metal. Ce selectiv e ăsta? Că nu mai înțeleg. E ce înseamnă selectiv? Ei îl selectează acolo, ei. Trebuie să rețineți doar un singur lucru. Nouă, ne-l încadrează ca gunoi selectat. Ca noi reciclat. Pentru noi asta e relevant. Am înțeles. Dacă ei aruncați chiar să spune și sticla acolo. Nu e relevant pentru noastră, dar ei dacă așa... Stați un pic să vă explic și de ce nu e relevant. Pentru că omul spune în felul următor. Nu v-am văzut niciodată scoțând bidoane. Chiar nu folosiți niciun bidon, deci de ulei, de apă minerală. Nu, stați un pic. Ce eu discut cu cetățenii. Și oamenii spun, colba pe foc. Păi iertați-mă, fraților, nu mai discutăm de colectare selectivă, dar poluăm atmosfera cu... Dar totuși noi strângem, în fiecare, o dată la lună, strângem 10 pubele mari. 10, 40 de pubele Deci luăm, avem... Așa cum a selectat primăria, da? Avem de data de 11. Da, domnul Dogar, eu sunt de acord, aia e selectare, colectare selectivă. Da. Ce a făcut primăria, aia, da, este colectare. Da, dar și în sac, așa că se pune carton și plastic, așa mi s-o cerut. Da, nu-mi sună selectiv. Dar aici nu-i problema noastră. Problema noastră este mediu. Absolut că e mediu, dar... Nu noastră problema. Deci dacă noi nu reușim până la ora asta și acum dacă începem ceva, ce facem? Bun, dar n-am spus că... Adică oamenii că nu o să mai avem bani, că ăștia e din bugetul nostru, vă dați seama. Înțeles. Am cumpărat 1500 de pubiere din bugetul nostru. Au fost 1 miliard și bani vechi. Aproape 2 miliarde. Da. Dacă încercăm să facem, trebuie să pornim din undeva și oamenii asta trebuie să înțeleagă.
să înceapă selectarea. Că îi pune acolo și cartonul și plasticul, dar măcar să le pună, să nu le mai aruce pe apă, să nu le mai bage pe foc. Și ei le vor selecta acolo, le ajunge să le... Da. Le... Și îi rugăm să fiecare bidon de plastic să înmaie, să-i pună dopul, ca să aibă o lună de zile. Prima dată așa au zis, dom'le, deocamdată facem o dată pe lună, se, ridicarea gunoiului. Nu avem garanție că o să strângă atât de mult. Dacă se avem gunoi, o să venim din două ori pe lună, pentru selectiv. Restul ăsta la menajer o să vină cum a fost până acum programul, în fiecare săptămână, vinerea, joia, cum e programat ăsta. Da. Da, asta nu știu dacă e problema noastră. Să ne facem primul rând. Mai bine, noi așa ne-am gândit când ne-am luat. De asta ne-am luat și de două culori. Să dăm pentru sticlă o pupilă și pentru plastic altă pupilă. Dar ei mi-au zis, domnule, haideți, dați-le toate. Să prindem cât mai mult. Câte una fiecare gospodării. Așa și după aia, poate să devină lor. Iar aia pe zonă să spunea să le ridicați containerele alea mari, care sunt... Pe trebuie să le ridicăm. Aia pe le ridicăm și sticla unde punem? Sticla o să selectăm, sticla o să selectăm cum am strâns plastic. O dată pe vedeți? Păi vedeți ce vă spun eu. Nu, dar haideți că ați spus exact o problemă corectă, a spus-o. Ce facem cu sticla? Eu cred că fiecare om are un sarger a fi acasă, își strânge sticla și o luăm ca până acum o dată. Deci ne rămâne nouă primărie doar sticla. Eu am înțeles lucrul ăsta, dar de ce să vă opuneți, așa cum vă spun eu, mai multă informare asupra oamenii? Ce se informează? Oamenii mă întreabă, și sticla unde o duc? O duci acolo la containerul mare, spuneți containerul mare, o ridică, îl ridică. Dar nu le-a ridicat pe alea mare, cum îți fac eu informare de acolo? Domnul Dogor, eu am zis că le ridic alea mare. Dar le ridicăm, dar nu v-am spus. Și sticla ce face pe ea? Păi nu v-am spus, domnul, că v-am spus, că o să le... Dar nu mie trebuie să-mi spuneți, domnul primar, eu am spus, afișați pe site-ul primăriei. Păi, dar lăsați-le să-i luăm în ordine. Întâi să distribuim pubelele, să stabilim data când o să vină să le ridice. O să ridicăm pubelele mari și totodată o să le informăm cetățenii. De în momentul ăsta, de astăzi, din data de, sticla se va ridica de la poarta fiecărui cetățean în sac de rafii, cum a fost ridicat plastic. Nu numai, și celelalte, deși ori menajere, cum se ridică și celelalte. Nu, atunci o să vine, o să le scoate la drum, ziua când o să stabilească un prestul. Da, ok. Pubelele astea la rafii. Ea trebuie luată în ordine, acum nebunim oamenii. Și așa, așa sunt înnebunit, cum să începem să procedeze. Vă spun că eu astăzi m-am lovit cu... Exact, asta s-a întâmplat și când am început cu saci. Și oamenii au început să învețe și... Da, și o ultimă problemă, ca să nu țin prea mult discuțiile. Într-adevăr, am văzut că s-au făcut demersul, s-a scos din nou costul de... de la... Achiziții și... Nu, achiziții și... Dezvoltare. Da? Celălalt post urmează. Da. Urmează, da? Am văzut că a scăzut criteriul de vechime de la 5 ani. Da, n-am lăsat să zic, da, acum, acum cred că avem și avizul de la... Da, nu înțeleg. Cea care este publicat, da. Pe celălalt în curs, de acolo. Și tot legat de posturile astea scoase la concurs, nemulțumirea unui cetățean din, de la Lunca, a fost scos postul de șofer. Da, a fost publicat. Da, este publicat pe site, e adevărat, dar la finalul anunțului se precizează că este nevoie de abilități de manevrare a utilajelor cu încărcare frontală. Exemplu, buldo excavator. Exact. Da, dați-mi voie să spun. Funcția este în statul de organizare este de șofer. Da. Nu de buldo excavator. Dar n-am cerut diplomă, domnule. Atenție, stați un pic. Stați un pic, domnul Dogariu, nu mă luați. Uitați-vă în lege. Pentru buldo excavatorist este nevoie de un curs de calificare pentru meseria de buldo excavatorist, finalizat cu diplomă, plus autorizație ISCIR pentru exploatarea acestor echipamente tehnice. Și atunci omul m-a întrebat, e post de șofer sau de buldo excavatorist? Eu nu mă pot duce să mă înscriu la acest concurs pentru că îmi cere abilități de buldo excavatorist. Nu să lucreze, nu să lucreze în șantier, nu să se poate. Domnul Dogari, statul român, abilități, înțelegeți ce înseamnă? Nu a spus că va lucra zi de zi. Dacă în parcul nostru de aici, nu asta e problema. Trebuie să plece la dezăpezit, să mute două utilaje. Ce e rău că am cerut abilități să mute unii front? N-am zis că va lucra în flux continuu într-o balastieră. Sau la săpat de șanță. Dar dumneavoastră spuneți că nu-l trimit să facă nu știu ce. Dar pe de altă parte, dacă el nu are diplomă de buldo excavatorist, nu are autorizație ISCIR, cum îl urcați pe buldo excavatorist? Cum îl urcați pe buldo excavatorist? Înțelegeți cum a lucrat eu 5 ani. Eu am lucrat fără ISCIR și cum lucră toată lumea. Nu știu, asta e problema. Concediu medical 2 luni, 100 de buldo, trebuia să trage buldo pe dreapta? Nu știu.
Păi nu știți, eu vă spun, da, vreți să angajați trei bude excavatori? Nu vreau să angajați pe nimeni, eu vreau să vă spun că strict legal, un om vă poate contesta. Da, când îl va găsi, știu că va lucra în câmp deschis, în șantier, în balastier, atunci avem o problemă. Pentru că foarte probabil că dumneavoastră când o să organizați proba practică pentru acest șofer, o să-l urcați și pe bude excavator ca să-l vedeți dacă știe să manevreze. Ori omul nu a îndrăznit să se înscrie, că mi-a zis, domnule, eu nu m-am urcat niciodată pe buldoi excavator. Cum să mă duc să mă înscriu la concursul ăsta dacă eu nu știu să manevrez buldoi excavatorul? Și atunci un om poate să zică, fratele meu, dar ce lege în țara asta? Încadrează șofer și are nevoie de buldoi excavatorii? Sau? O să trecem atunci de zic. O să trecem. Un meseriaș care e bun cu experiență. Dar nu-i vorba, domnul, nu-i vorba de experiență, nu-i vorba de legalitate. Găsim rezolvare. O să trimiteți să facem și cursuri de specialitate și o să-l cadrăm și pe cine? Pe viitorul șofer. A, bine, dar stați un pic, dar problema este de legalitate în primul rând și după aia spun o parte din răuți chestia. Veniți la concurs și vedeți dacă îl punem, se sedați în scirul. Dar nu eu fac parte din comisia de concurs. Bun, atunci aveți toată încrederea, nu o să-l urcăm să apuceți să faci șanță. Eu atât vă spun că în condițiile puse pentru încadrarea funcției de șofer, sunt condiții impuse și pentru alte categorii. Buldoi excavatorist nu este șofer. Nu mai spun că un buldoi excavatorist ar trebui să aibă și permis de conducere de și E și, atenție, TR. Da, așa o să faci. Când o să scoatem, o să punem și condițiile astea. Nu o să-ți atalezi. Îi scoți deja. O să scoate pentru buldoi. Da, vă mulțumesc. Trei probleme aș avea și eu de ridicat, stimați colegi consilieri local, domnul primar. Pe data de 25 februarie m-am prezentat aici, în calitate de consilier local, la ora 8 fix, însoțit de domnul consilier personal al primarului, domnul Marian Dăgăriu, însoțit de domnul Plăcin Ionuț, pentru activitate desfășurată de igienizare cu cei de la 416. M-am rog fix, am ajuns în primărie, la ora 8 și un sfert apar primele persoane, 5 persoane, dintr-o listă de 17 persoane, vă spun că mă așteptam să văd mai mulți cei de la ajutor social să fie prezenți. Eu nu fac, eu nu trec, eu nu pot. Domnule primar, părerea mea este că ar trebui să punem piciorul în prag cu aceste persoane. Domnul Crăciun Ionuț era lângă mine, când nu am mănuși de anuștiu roșii și când nu am mănuși galbene. Haideți să luăm altfel. Dacă nu le convine, sunt mulți care ar vrea să aibă această indemnizație. Părerea mea, am spus-o și în față, ajutorul social să fie dat doar persoanelor care sunt într-un caz de invaliditate, Doamne ferește, nu pot să muncească. Dacă poți să muncești și nu frei, pe atunci înseamnă că ești neapărință. Am plecat la 8:30, domnul Crăciun, am plecat la 8:30, oamenii și-au făcut treaba în cele din urmă, o cantitate imensă de gunoaie în zona podului de aici, după ce am fost o imensă și oamenii au mărturisit într-adevăr, domnule profesor, acum două săptămâni a fost și am mai strâns o dată. Cum facem acolo, că trebuie să punem piciorul în prag și acolo e jale. Avem biroul de poliție locală, ne depasăm, stăm de vorbă cu oamenii, le spunem, informăm din nou. O altă problemă ridicată de către o persoană, mi-a trimis un mesaj în zona Osoi. În zona Osoi e o groapă de gunoi imensă și acolo. Da. Trebuie să neapărat o deplasare și acolo. Da, ce se face? Cine aruncă? Ce măsură? Strângem noi. Strângem noi. Noi acum să reducem gunoi. Strângem noi și o să aruncem câte 2-3 ori și iar. Domnica, probabil vom ajunge la 2000 de tone anul ăsta. La aia am zis să reducem gunoiul, dar probabil vom ajunge la 2000 de tone. Pentru că până acum nu s-a văzut gunoiul căutat nimeni. Noi am strâns de acolo din punctul în care spuneți cu domnul vice, în 2-3 zile dau un container că l-a ridicat buldo. Așa erau containerii. Vă dați seama, se iei de pe apă și își aruncă. Punem amenzi, am strâns. Aceleași persoane. Numai un pic ca idee, să nu uiți, nu mai spune 17 persoane. Adică sau spune că sunt 17 persoane, dar spune care sunt cu scutire medicală, că să înțelegem că noi avem la dispoziție 17 persoane. Sunt 17 persoane capabile de muncă. Nu sunt capabil, domnule, nu sunt. Da, dar nu poți să-i obligi și au 2 ore pe zi. Deci ei, după lege, au 2 ore pe zi. Dacă vor să vină 2 ore acum sau când vin, ei trebuie să încadreze până la o dată, de 20 ale luni. Păi da, am făcut o înțelegere ca să poată să stea poliția să-i supravegheze. Domnule, hai comasăm, nu ai voie, ai văzut, dacă bagă el mâna în apă rece și o răcit, te dă în judecată. Nu mai zic unul care chiar era cu câteva ore, s-au dus. Și dar dacă era la... Și-am observat nici administratorul că nu avea să-i dea mănuși atunci. Domnule, niște mănuși de alea de nici folosință. I-am spus că i-a dat că să iei mai înainte.
după, nu știu. Astea sunt lucruri pe care eu le-am observat așa o ceartă de dimineață, au plecat. Asta a zis o oră și v-a citat la ceva. Noi zi de zi avem treaba asta cu ei, ne facem tot râs. Corect, suntem aici, trebuie să vă descurcați. Deja măsuri am luat, trei suspendat dreptul de ajutor social la trei persoane. Efectiv, au venit și ne-au jurat aici și am spus, domnule, e normal, dacă ai venit, nu eu te-am adus, nu eu te-am chemat, nu eu te-am trezit. Ai venit, îți faci treaba și nu. Bă, în ce fel ne-a făcut aici, domnule? Am văzut cum reacționau, așa este de asta trebuie. Militării și pus piciorul în primul. Am să faci în armată. Eu cred că prima dată dumneavoastră ar trebui să faceți altceva. Eu am făcut o multe ședință și când am fost viceprimar, faceți un apel către cetățenii comunei care aruncă cu noi. Asta ar trebui să faceți prima dată. Faceți un apel către cetățenii comunii. Am fost în biserică, am fost la ședință, domne, nu mai aruncați, aveți bune, avem variante, ne ducem din luăm, la mulți le-am luat și din curbi. Domne, nu mai aruncați, nu știu cum trebuie. Vreți să vă zic, dacă cine nu te rame pe mine, domnul președinte, asta ar fi prima. Nu aveam cu bine zona aia, nu aveam cu bine zona aia, au spus oameni, domne, nici noi trebuie să o rămâne. Dar ce cu bine zona aia are fiecare, domnule, să dă cu bine la fiecare. Acolo pubele în zona lor. Au spus că nu au pubele. Bine. Cum au pubele dacă spune zona la toți pubele? Așa au spus ei. Nu s-a spus ei, brate. Nu s-a spus ei, brate. Una îi spune ei și una. Veniți să vedeți că toți. Sunt procese verbale, dacă are. Cine e bine? 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 Acum, dumneavoastră nu l-ascultați. Trebuie să-i ascultați. Îi credeți pe ei care sunt cu sau care puteți să demonstrăm cu actul? Cine credeți? Cum așa au spus ei. Păi, domnule, asta mă întâlnă. Pe cine credeți? Pe noi care demonstrăm cu actul, că le-am dat cu bine, sau pe ei care spun că nu au? Eu nu am văzut cu bine. Nici eu nu am cu bine, dar nu arunc pe stradă, scos acolo poartă, că domnule, veniți pe Valea Săului. Sunt multe pubele, cum spune domnul primar, acum nu vede. Dar pubela e goală și el a pus sacul cu ce are în sac acolo, lângă pubelă. Ce vreți să zicei românului? Dacă omul nu înțelege. A pus sacul cu mizerie, cu ce aduce el lângă pubelă. El când a fost verificat, l-ai găsit? L-ai găsit. Poți să stai lângă el, dacă omul nu înțelege, din vorbă bună. S-o poți așa pe site-ul primăriei, s-o poți în pubelă, țâglă, da, cărămidă, da. Bă, ce mai vrei? Omul trebuie să înțeleagă că se ia la tonă, la kilogram. Că tu, și-am multă lume m-a întrebat de ce au făcut 120 de lei tona. Da. Uite de asta. Păi să vedeți cum o să întâmple. Pentru asta e foarte, că dacă noi o ținem așa, deci când s-a încheiat, am avut 10 lei, am avut anul trecut, taxa pe an, per persoană. Anul ăsta s-a avut 12 lei în ideea să acoperim. După ce am colectat taxa anul trecut, am mai pus de la bugetul comunal, care sunt tot banii oamenilor, 2 miliarde, pentru că gunoi a fost mult mai mult. Anul ăsta, la finele anului, riscăm să punem 4 miliarde dacă o ținem așa. Păi dar să vedeți ce... Că nu ne-a căutat, eu asta zic, explicație cum de avem la luna martie atâta amar de gunoi. Păi probabil că nu l-a căutat nimeni. Ne-am mers pe izlaza, am mers în marginea râurilor, am mers și am tot scos. Am și zis că domnul primar, ne-am dorit curățenii, o să avem o problemă că plătim pentru curățenia asta, pentru că nu se opresc. Hai să vă dăm un exemplu, dacă vreți. Nu numai asta, știi chiar că ei pun în pomeni, pun restul de... Plasticul dă pe apă și bonusul pune cu el. Așa este. Apropo de taxa, din 120 lei, da, pe membru de familie. Comuna Tudor Vladimirescu, județul Galați. 100 de lei, 120 de lei pe familie. Da, domnul. Cum am vrut să mă duc să mă duc la 90 de lei? Așa. Spune și eu pe dacă. Așa. Dar nu este cât am contribuit noi anul trecut. Plus, la noi și cât a contribuit altul. Și de două ori plătim mai mult ca noi. Dar nu se vede. El a lăsat prețul mic la persoane, 90 lei de persoane, și o plătit după aia în plus, deci din buget, tot din banul cetățeanului, da? Asta... Da, de la dezvoltare. De la... Știți ce ne întreabă oameni? Doamne, păi am un copil de 2 ani, da? Și ăla doamne plătește 1.100.000 de oameni, plătește 120 de lei. Da, 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 dar copilul de 2 ani scoate mai mult cu noi ca de la un om în vârstă. Fiindcă am un copil în vârstă. Cătăline, când o să ai copii, o să fie să nu doar copii. Avem persoane cu dizabilități, avem persoane plecate din comună, avem copii. Domnilor, haideți să le reducem la toți și atunci rămânem în jur la 1.500 și plătim noi 6 milioane pe lună de persoană. Pentru că tot același noi, gunoiul ăla, dacă am spus,
spus anul trecut am 1200 de tone. Dacă acum vom avea la finalul anului 2000 de tone, cine credeți că plătește? Păi scutim toată lumea și cine plătește? Da, asta face. Păi ce credeți când a fost cântărit anul trecut, mașină? Dar a fost cine? Cântărit la pe vol, nu mai e necesar să-l cântărim în momentul care are pubela lui și nu mai sunt alea stradale în care poate să pună noaptea ce vrea, că nu-l vede nimeni. Când și-au scos pubela lui cu cărămidă și cu molus, cei de la Rompres nu i-o va lua și sună la poliția locală. Și, și atunci vom merge la om acasă. Domnule, da, de ce ai pus asta aici? Aici? Și va putea să-i pune la mers, da? Cum îl cântărești la fiecare? Dar cum îl cântărești la fiecare? Ai cântat la poarta fiecare om. Gospodării, cum îl cântărești la fiecare? Și ai pus cântarul jos, apoi. Și cine se duce cu cântarul pe uliță? De la Rompres. Poliția locală. Duceți-vă la Dărmănești, că este un om cu motoreta din cadrul primăriei și se duce la fiecare poartă și stă și îl cântărește. Deci nu-i ce face, nu s-a mai făcut. Iar e atât de greu. Nu-i ce face, la momentul de față e. De ce? Este că o necumpări un cântar. Deci nu înțelegeți că cubela în ea trebuie să ai doar plastic, trebuie să ai carton și trebuie să ai niște cutii cu, de la conserve, că asta înseamnă metal, nu pui, este fier vechi să duci metalul, faci bani. Și ăla cât poți să cântărească? Omul la Rompres, când l-a luat un singur om și nu poate mișca o cubelă de aia, de ce trebuie cântare? Evident că a pus ceva în afara celor reciclate. Și atunci îi dă capacul jos, așa am vorbit cu ei. Exact. Și atunci de ce suportăm cântarul după noi prin la poarta omului scântărim cu noi. Ce naiba suntem? O dăm dintr-o externă în alta. Noi când vom colecta selectiv, vom plăti taxe din noi mai mică, nu? Păi selectiv vreau să facă. Când vom colecta selectiv? Păi selectiv colectăm. Ce spunem? De ce am dat a doua pe el? Da, domnul Rigo, să colectăm selectiv, că nu o să-i pierdem bugetul. Atâta timp când noi nu am putut da decât un rând din pubelii. Dar tot selectiv e și ăla, domnul. Cetățeanul cum vrei să-l selectiv? Da, da, bun. Păi că nu o să-l selectiv. Legea compostului a stat de vorbă, domnule Loganil. Să amintim legea 881-2020 din 20 februarie 2021 într-o aplicare. De acolo va începe adevărata distracție. Ce face omul cu deșeul biodegradabil? Cum îl colectează? Auziți, deja o primă soluție am găsit. Așa, spune. În urma discuții care o știți de duminică de la cu crescătorii de animale, așa. Lunea a venit domnul doctor, președintele asociației, am avut discuții cu privire la celelalte suprafețe de izlaz, care nu sunt eligibili și care trebuie curățate. Și în toată discuția asta au spus printre altele că are cu cineva o firmă care să cumpere, să achiziționeze un tocător. Dumnealui, dacă vine ca asociație, ia peste cele 300 de hectare eligibili, care știți discuția de duminică de acolo, ia și încă 400-500 de hectare, tot izlazul, pentru a-l curăți, în funcție de posibilități. Și își achiziționează un tocător de creangă pentru dumnealui, domnule, anunță omul sau primăria, avem un punct de cutare, creangă, material vegetal, îl sunăm pe domnul doctor la asociații, vedem, stabilim un preț sau cum facem și îl toacă. Cam asta e treaba. Bine, da, soluția e bună. Nu e dacă nu, dacă nu știi cum colectăm de la persoane fizice de acasă. Dar nu colectăm. Ai sunat sau avem un punct undeva la acasă, o zi, două, o zi pe săptămână sau două, îl punem în remorca la tractor sau cum e de deplasat. Eventual un container și omul ca să depoziteze. Creanta container? Da, sau rezultatul, produsul. Crenguța, unde duci omul, poți să vină tocătate. Da, crenguța, dacă tu ai curățat un pom, îți trebuie 20 basculi ca să... Păi cât unde să ducem? Dar dacă ții la poartă, într-un spațiu undeva... Și o să vină tocătorul? Nu suntem în Londra, domne, avem... Da, și mergi tocătorul la poartă, îi ții sacul, stai, ți-ai făcut un bolos, talaj, ce ți-ai făcut? Și îl bași pe foc. Uitați-vă pe site-ul primăriei, te rog, și eu vă să-ți spuneți că e oraș. Pe da, eu v-am dat multe exemple, dar când vorbim la dați dumneavoastră, n-ați vrut să vă uitați atunci. Lăsați-mă să vă spun vis-a-vis de resturile vegetale, da? Da. Deci primăria Târgu Ocna a făcut un anunț către populație din care se preciza că în perioada, nu știu exact, 12-25 martie sau ceva de genul, colectează de la populație resturi vegetale, crengi, de la curățatul pomilor, de la vie și așa mai departe. Știu că o să spuneți că e oraș și nu au oameni unde să arunce, că nu au grădină, nu au altă. Pe de altă parte, vă spun și v-am spus, de fapt, dacă vă amintiți când am discutat de strategia de dezvoltare aici, da, că oamenii se întreabă pot sau nu pot da foc la resturile care le-au păi în grădină. Conform legii, nu ai voie. Da.
conform legii. Și atunci ce fac cu el? La... Pe tocmai ce v-am spus. Ori primăria Târgu-Ocna a inițiat această activitate și în cartierele unde au oamenii pământ, vă spun că e vorba de străzile Pârgărești, spre Tuta, unde oamenii au livezi, au grădini și ar putea da foc, dar oamenii se ferește a da foc din cauza aceasta. Și colectează cu remorca primăriei acest... Poate ar fi bine de gândit și la noi în comună, colectăm și dacă domnul doctor achiziționează acel așa, găsim o tarla unde putem să-l depozităm, cu o ulterior să-l tocăm. Evident are valoare. Domnul Buiu, noi am văzut în toate felul, mai e o variantă, dacă vreți neapărat, sau cum domnul Nica, dacă vreți să-l avem al nostru, al primării, acel tocător, avem o singură variantă, sau două. Una, analizăm asta cu societatea, că apare problema, nu putem avea și serviciu de apă și o societate, doi administratori, doi contabili. Vedem cum va putea prelua, dacă înființăm societatea, să preluăm apa, dacă va putea face societatea. Dacă nu vom putea, mai e în organigram în loc de angajat încă 6-7 persoane, că dacă tot cumperi, mai vrem o vitanjă, mai vrem un tocător, vedem ce buget vom avea, alea trebuie să le acționeze cineva. Pune mâna toți, și eu și fiecare care poate, și domn primar, face treabă și urcă pe buldo, că a zis dumneavoastră că n-are voie. Etic a fost cu buldo și-o dați gură pe drum, na, puteți să-l reclamați acum dacă doriți. Hey. Și-l cumpărăm a nostru tocător, mai angajăm oameni, dar va trebui să votați bugetul și să fiți de acord când veți vedea cheltuieli pe primărie. Normal că vor fi mai mari. Știți de ce vor fi mai mari? Pentru că vrem să dezvoltăm, vrem să schimbăm ceva, vrem să facem altfel. Acum, să administrăm și zlaze. Acum tot discutăm despre buget, dar vis-a-vis... Da, dar alea costă bani. Pentru că toate astea trebuie bani. Da, dar vis-a-vis de buget, dacă vreți să, într-adevăr să votăm bugetul, că așa spus, să votăm bugetul, așa când va fi de votat, o singură rugăminte pe care noi, grupul PNL, dacă vă amintiți, da, în fiecare an l-am ridicat. Note de fundamentare pentru toate cheltuielile cu compartimentele din primărie. Note de fundamentare pentru fiecare. Și la bunuri și servicii, și la cheltuieli de dezvoltare, și la orice. Dar note de fundamentare ca să, într-adevăr, să fie niște hârtii în spatele lor. Nu ne trezim că iarăși găsim sume... O să strâmpunăm bugetul noi. Sigur că da, categoric. Să facem împreună. Dar nu... Este dezbatere publică pentru buget. Va fi. Fiindcă ați adus aminte din bugete și ne refeream la... Da, dar toate se leagă. La asta credeți că noi nu ne-am dorit și tocători, și concasori, ca să facem... Nu am contestat niciodată bunele intenții. Deci am spus-o și față de colegii mei. Atenție! Am spus-o și față de colegii mei și după întâlnirea de discuții la programul de dezvoltare durabilă 21-27, am spus-o la colegii, personal am spus-o, oamenii sunt bine intenționați, n-ai ce să le reproșezi, dar, să nu ne trezim iarăși, că iarăși venim și urlăm ca surda în dobă și noi spunem note de fundamentare pentru aia, pentru aia, pentru aia, pentru aia, adică totul să fie așa. Transparență, dar cine are intenționat? Știu că și eu am fost în mandatul celălalt în opoziție, știu ce înseamnă, tocmai de asta am zis, am văzut la multe primării din țară, domne, asta e bugetul, haideți. Să vedem ce facem cu el. Haideți să vedem cum aducem cu valoare. Nu, nu o să facem mai pe ascuns, vine la domnule, n-ai votat în el. Nu, Doamne ferește, departe gândul ăsta ca să... Doamne, nu știu că aici, doamne, negoiță. Elena. Avem la papucere, la un cetățean. Da, sunt toți la... N-am vrea să deschidim o cuvia pe amorii, să fie o precedent. Sunt foarte multe solicitări. Da, care valabil pentru toți ceilalți. Ce spunea bine ce se întâmplă. Omul plecat vine la pe an. Deci eu nu stau aici, dar nu mai face, că vine la pe an. Trebuie să apropo, o să încercăm să posim noi, că văd că cu toată poliția, cu toată conștientizarea, cetățenii tot nu vor să-și facă curată în fața porții. O să încercăm noi să păsim, dar nici măcar de persoană nu vrea să plătească gunoiul care e 10 lei pe an. Nu avem, știu, știu, sunt chiar în situație. Da, dar noi avem votată chestia, mă scuzați. Păi, dar bineînțeles. La form HCL 27-11-2020, la capitolul, la secțiunea 2, capitolul 1, punctul 10, spune că, clar, taxa se percepe la nivelul unei persoane pentru cei care nu locuiesc la respectivă. Voi întrebare, acum mă domnule. Asta am votat-o noi. Așa. Vă rog fereți. Primul oameni întreabă, domnule, dacă eu sunt plecat în străinătate, nimeni nu stă acasă. De ce plătesc cu noi, domnule? Că eu nu stau acasă, nimeni nu stau 3 săptămâni într-un an, plec. Care ai făcut cu noi cât pentru altul care face în 5. Și o spun, puteți spune de o persoană, păi, vor fi și persoane care îți crește de altă când vine și face cu noi cât 5. Dar dacă persoana aia care nu face cu noi cât 5, până doamna asta trebuie să-l dână acasă, am venit cu 5. Domnul Ionica, încă o dată, repet ce-o spus, trebuie să-i ducăm multe
Haideți să studiem pe toți, domnule, și să aveți posibilitate să studiți. Să pe toți. Dar cum? Faceți un proiect de hotărâre să studiem. Domnul v-am spus acum că asta ați votat în luna noiembrie anului trecut. V-am spus, HL din 27-11-2020, referitoare la taxe și impozite. La salubritate. Citiți legea care ați votat dumneavoastră. Am ridicat și atunci aceeași probleme. Și s-a votat domnul Nică, și-a votat și dumneavoastră. Citiți Da. Adică să înțeleg, domnul Nică, o chestie. Ați ridicat această problemă. Toată lumea o știe și eu am cazuri care nu stau și-s plecate. Vreau să vă raportați doar că ați ridicat problema, ați ridicat mâna și ați votat-o ca să dea bine în imagine, dar sunteți de acord. De ce n-ați respins-o atunci? Păi dumneavoastră acum faceți o pledoarie pe bună dreptate pentru oamenii care sunt plecați. Nu vă satisfac explicații domnul primar al nivelului acelorlalți. Dar ați votat-o și acum spuneți că oamenii, da, așa este. Reduceți, v-am spus, aveți copii, avem persoane cu dizabilități, avem persoane care sunt plecate în afara țării, vor rămâne 1.000, domnule, să vedem de unde strângem noi 7 miliarde la final de an de la 1.000 de oameni. Punem 7 milioane, hai să punem. Inechități vor fi sute. Domnul Cătălin, încă o dată, am mai spus la colegii ăsta. Domnule, dacă veniți cu o chestie, hai, veniți cu soluții, domnule. Dacă aveți soluții pentru a acoperi deficitul ăsta bugetar la noi, gata, scutim printre zonele cu handicapți. Aici ați spus foarte bine. Executivul trebuie să pună în practică ceea ce stabilește executivul. Ăsta legislativul, adică Consiliul Local. Noi suntem legislativul și am votat ceva. Și acum noastră contestați ce ați votat. Nu, eu vă spun ce am întrebat oameni. Da. Și noi am răspuns la ce spus doamna asta. Doamna asta a întrebat foarte bine. Așa să vă face foarte bine. Ultima problemă și nu mai... Ultima problemă, domnul președinte. Persoane cu handicap, cu încadrate la gradul handicap, mă întreabă cum îi ajută administrația locală, ce fel de măsuri de sprijin are pentru ei. O problemă ridicată de persoană, am întâlnit zilele trecute, domnule, sunt persoane încadrate cu grad de handicap, cum ajută primăria? Cu AD era acel, cu AD, Anul trecut, de exemplu, ca să ne înțelegem, acum s-o tăia că așa au fost legea la stat. Însoțitorii au primit și voucheri de vacanță. Anul trecut. Da. Acum s-a tăiat la toată lumea. Mai este poate o să punem programul personal de ajutorare a persoane defavorizate. Am primit pachete sau... Da, sunt primesc care sunt înscriși pe listă de la... Am listă de la... Domnul, există venitul care îl au. Că dacă un persoană cu handicap are 1.500 de lei de zi, ăla nu mai beneficiază. Beneficiază ăla care are doar până la 700 sau 600. Nu știu pe care care eu am trecut de mai bine. Nu știu. Am trecut de cele mai bine. Să vin să mai intre domnul Leu, domnule, uite că e persoană. Da? Ce-ți-i bani? E mult rapid. Da. Nu, dar spuneți, dacă aveți o variantă, ce-am putea să vedem? De asta zic, veniți cu soluții, dacă aveți o variantă. Domnul Pitu, am văzut un vânt rău, nu am văzut. Puteți să suntem în consiliere, deci după aia la facilitație. Da, atât am văzut. Dar mai aveți ceva la probleme diverse? Da, mai avem, o chestie. Doamna Madalina Purcaru a depus o cerere, a ajuns târziu astăzi la MAV, zic totuși hai să o prezentăm. Ar dori să concesionez vis-a-vis de casa dânsei sau a părinților dânsei o suprafață de teren. Noi, cum am vorbit și v-am dat cunoștință, terenurile astea care care le mai are comuna să am vrea să facem ceva, să aducă plus valoare în comune cu ele. Să le dăm o concesiune investitorilor, o care chiar are un plan de afaceri, care... Și am adus la Consiliu, doamne, dacă aveți... vreți să deschideți un business, vreți să investiți la noi, ne-ar face plăcere. Și am adus o cerere
pentru a deschide un cabinet medical. Da. Am supus-o spre dezbatere, noi o să putem să-i dăm. Adică, dăm, să ne înțelegem, nu poți să construiești pe un teren care nu ți aparține în primul rând, da? Nu. Avem două cabinete medicale. Trei, câte avem? Problema e că și mai e posibilitate de încă unul. Și problema e că doamna nu vrea închiriere, vrea concesionare doar. Da. Și nu concesionat, ce poți să ridici? Ridici o schemă, un schelă? Absolut. Când vrea doamna mea roșcă să spun un material de construcție. Aia da, o faci. Dacă ați deschis un cabinet... Trebuie multe avize. Și în ce stat? Nu știu, trebuie văzut, domnul primar, apropo de terenurile astea pe care a spus că în primar, trebuie să facem o situație exactă. Inventările, ceea ce am făcut. Terenurilor care sunt în concesionare, în închiriere. Da, sunt. Trebuie un urbanist. Să facem. Urbanist, să cerem o situație. Da, nu știu, domnul următorul să vă facem. Sigur. Să știm de ce stăm. Și la ce s-ar preta? Domnul primar. Și mai departe, legat de acest teren, fac o strategie de interes local și asta. Oricum știți că avem inventarul și ăla cred că îl găsim și fără un la urbanism. Inventarul comunei astea, inventarul public. Da, asta a spus, îi face. Inventarul public și asta privat e altceva. Asta e concesiune. Nu știu. Cu punctul virgulă. Noi îi prezentăm exact în zona aia. Sunt care n-au valoare. Aceasta acea strategie de interes local și apoi... Da, de ce vrei să faci. Și atunci Consiliul Local va dispune. De exemplu, la lungă terenul din spatele școlii este concesionat. Nu, închiriat. Închiriat, poftim. Și dacă vrem să facem ceva acolo... La fel, prezinti ceva de interes local. Urma că e închiriat, dar o ieșit și cu hotarul acolo până... Eu ce spun? De aia ce face la contract. Da, mă rog. Asta e. Avem clauze la contracte și fac consul. O să facem spraconier și o să vedem cine și cum o intrat. Pentru că, dintre altele, mi-a propus domnul doctor cu celelalte suprafețe care o să-i dăm și pentru izlaze. Dumnealică vine cu specialiști să facă suprapuneri. Vedem cât a intrat ocolul silvic, dacă a intrat, sau oamenii care au avut grădini, care au intrat în izlaze. În izlaze. Deci sunt foarte multe, pentru că noi acum am propus să-i dăm o suprafață, adică tot izlazul. Și el a spus, bine, eu vin și vă plătesc 500 de hectare. Da, de fapt eu am fizic doar 350 sau 400. Păi zic, cum, domn doctor, trebuie să fie, domn nu a dispărut. Păi nu, și atunci el mai așa a zis. O parte a intrat acolo, o parte a intrat oamenii care aveau grădini vecinătatea izlazului și voi vreți să vă dau bani pe 600 hectare, dar de fapt eu am numai 500 sau cât are. Și am zis că o să vedem la momentul respectiv. Deci, asta, clar, pentru că suprapune și... Mai ales în prezent dacă domnul doctor a revenit la sentimente mai buni. Și a revenit, da. Trebuie valorificat sentimente. Nu, închiriere. Nu dorează. Închiriere? Nu poate băga în circuit apia ca să ia bani pe el. El doar îl lucrează. Plătește o redevență mai mică cât ori să stabilească după legi și va trebui să încerce anual să curețe o suprafață. Cât stabilim împreună, vedem cât poate dumnealui. Din cele 500 de hectare, să zic, domnule, anual bag 20 sau 30 de hectare, li curăț și le bag în circuitul apia pentru finanțare. Păi și până la unul are 2 ani de zile sau poate mai mult? Aia 2 ani, nu. Pentru aia care e eligibil, încă nu s-a luat decizii. O să luați decizii. Să facem un proiect de hotărâri și o să vedem prezentăm și tot. Vedem ce o să ies. Să-l aprobați? Da. O să vedem. Vom vedea. Doamna, care aș putea spune din așa din ce știm, suntem 92 de gospodării, 115 familii, 540 de persoane, avem 105 copii, 0-18 ani. Am mai avut discuții cu domnul primar, cu domnul consilier, dar o discuție doar așa verbală, ca și astăzi. Aș avea câte ceva de adăugat în contextul situației romilor. Știu că se lucrează la planul local de măsuri și va trebui să implementați câteva măsuri care să cuprindă și comunitatea noastră. Fiind cetățean, român de etnie romă, nu trebuie, sufletul nu are culoare, nu are nicio motivație ca noi să ne deosebim. Doar de multe ori sau de puține ori aș putea spune comportamentul. Dar și acesta, cum bine știți, nu este produs în zonă uscături. Și atunci putem accepta și situațiile mai puțin plăcute. Părerea mea este să începem cu... Deși aș fi vrut imediat să intervin după domnul Cătălin, dar am avut o abținere sufletească doar. Să intervin cu educația. Avem 75 de copii rom care frecventează, merg regulat, nu în
perioada care a fost online, deși am suferit pentru că n-au avut tablete, telefon, dispozitivele la care să implementeze aplicația, dar cu ajutorul profesorilor, a învățătorilor, și-au făcut treaba așa cred cum trebuie. Nu știu dacă la nivel de comunitate, de comună, pentru tablete, dacă ați făcut proiect să dați tablete și elevilor, mai mult, mai puțin. Știu, am avut informația că unele de ele n-au fost bune. Asta n-am luat-o de bază, pentru că fiecare om vine cu părerea lui. Dar aș vrea să puteți să cuprinde planul local de măsuri, să venim în sprijinul familiilor defavorizate, acestor elevi care fac că sunt într-o familie cu mulți copii. Și nu chiar aș spune că schimbă papucelul de la o zi la alta, unul la altul, că nu mai suntem în acele timpuri. Dar știți, chiar și pachetelul și multe, multe intervii. Ajutați-ne să-i stimulăm cu ceva, ajutați-ne să implementați un program, un proiect, cât de mic este, bine în ajutorul lor. Dacă trecem imediat de la educație, pe sănătate, nu știu, cred că am dormit de multe ori și m-am trezit în 2 de noapte și am spus, Doamne, ce bine era dacă aveam și noi un punct de lucru pe timp de noapte. Să facem o injecție la 12 noaptea, să trecem cu un copil, să urci în mașină, să pleci la Comănești, la urgență, de multe ori nu ai cu ce, ca să mergi la un om neautorizat să-ți facă o injecție de riști. Așa că am constatat, dacă e cu putință, nu atât de repede, cu timpul toate să fac încet, dar să fim înțeleși. Să avem un punct de lucru. Fie la dispensar, fie de puteți dumneavoastră. Un om în plus angajat, care va fi în folosul tuturor oamenilor. La fel pe sănătate, dacă ați putea să... Și știu bine că se va putea. Vine Crucea Roșie. Persoanele defavorizate, bătrân peste 65 de ani, bolnav cu dezabilități, copii, familii defavorizate, oricum vine în folosul nostru și în ajutorul nostru. Doar documentația, am avut cu doamna Roșu o discuție și a fost foarte deschisă și pentru asta mulțumesc public. Dacă trecem de la sănătate pe infrastructură, ar fi cea mai grea problema noastră. Stăm așezați pe un bai de mătură. În 2007-2008 au fost construite gavioane pe râu sau râua său. Sunt total stricate. Absolut au fost puse de ape ori de câte ori au venit. V-aș ruga din suflet să puteți prinde în lucrările dumneavoastră reabilitarea gavioanelor. Gândiți-vă că acolo locuiesc atâția oameni. Mai bun, mai răi, luați-ne cum dumneavoastră, dar sunt oameni. Infrastructura drumului se va face. Am tendința că cu timpul se va putea ajunge și pe strada noastră. În urma lucrărilor de la canalizare a fost foarte, foarte afectat drumul. Și astea, oricum, vă rog să luați în considerație. Să trecem de la infrastructură, locuri de muncă, după cum bine știți. Mă doare sufletul, domnul Monica, a fost pe la noi și mă exprim așa cum simt eu, în țigan. Ați fost foarte drăguți, puteți fi drăguți și acum, dar v-ați gândit din 115 familii câte persoane, câte familii au venit un minim garantat? Atunci, dacă sunt doar 5, 10, poate mai mult, ne poate spune cineva din comisia de lucru, cât poate cuprinde? Suntem 7500 de oameni, suntem atâtea sate cuprinse în comuna său. Oare chiar trebuie să trageți de ei? Eu nu sunt contra muncii. Am muncit de când o știu de mică și familia mea și noi toți muncim. Nu aveți furturi, nu aveți tâlhării, nu aveți cazuri care să stea poliția cu ochii pe noi. Dar de ce neapărat dumneavoastră e a doua, a treia ședință care vă urmăresc, dumneavoastră țineți cheia strânsă la venitul minim garantat. Să aducă, să facă. Bine, dar poate n-a putut fiecare zonă să o termine, domnul primar. Sunt multe, dar cine au aruncat gunoaiele? Noi? Nici dumneavoastră. Ar trebui să gândească ceea ce trebuie strâns, să strângem, ceea ce este pentru
pus într-o grădină, ceea ce trebuie să trimiteți, nu neapărat noi, oamenii, trebuie să facem greșelile altora, să acoperim greșelile altora. Dacă omul ar fi conștient și ar pune fiecare cu noi și fiecare ceea ce trebuie la locul lui, n-ar trebui să vină cei de la minim garantat. Și nici să nu mai fie minim garantat, dacă asta credeți atunci, da? Nu, da. Dar și ei fac ceva. Și ei fac ceva, sunt sigură că au oameni care trec după ei, care îi controlează, care îi spune, uite, tu trebuie să faci asta de aici până aici. Nu cred că a stat nimeni degeaba și nici am fost foarte, foarte supărată, să spun așa, că dumneavoastră nu gândiți. Haideți și dumneavoastră la gelul care a fost luna trecută, o zi pe mașina apei. Și-a făcut treaba. Și-a făcut treaba, vă rog să mă înțelegeți. Dacă aș trece de la venitul minim garantat, locuri de muncă. Dați-mi locuri de muncă. Dați-mi locuri de muncă și dacă aveți disponibile și atunci noi mergem să lucrăm. Vorbesc noi, între ghilimele, vorbesc pentru toată comunitatea mea. Avem câțiva care au afeuri, avem câțiva care merg la preangă, tot cu ajutorul dumneavoastră și public. Mulțumesc celor la care ne puteți înțelege. Cu noi să facem grădină, cu noi puneți ceapa, cu noi faceți orice. Pentru că am avut o comunitate care astăzi pot să spun că stau cu fruntea sus. Stau cu fruntea sus, mă repet. Nu neapărat. Ajutați-ne cel puțin și revin la ideea de infrastructură, reabilitarea cartoanelor, reabilitarea drumului și dacă mai trebuie am și de altceva, rămâne la aprecierea dumneavoastră. Să vă răspund, să-i răspund, doamne, dacă îndăvoie, de aceea mi-a pus o întrebare. În primul rând, ați spus foarte bine situația la nivelul comunei Iasău, ați trecut prin toate direcțiile strategice de dezvoltare, din setele strategice de dezvoltare locală pe care primăria o pune la, o lucrează în acest moment. În schimb, ce nu ați înțeles noastră bine sau probabil, nu m-am făcut eu înțeles, eu nu sunt împotriva ajutoarelor sociale. Doamne ferește! Nu a spus, cum a spus Adrianul, domnul primar, să tăim ajutoarele sociale, nici vorba. Sunt doar așa, persoanele care sunt încadrate la acest venit de 416, ca să vină să-i, fără frumos, nu sunt împotriva acestor ajutoare sociale să tăim. Nu, cum i-a spus și domnului primar, nu sunt împotriva, domnul primar, nu v-am acuzat de nimic, vă rog frumos. Probabil nu s-au din cauza noastră. Nu sunt împotriva acestor ajutoare. Nu ați spus că eu sunt împotriva acestor comunități. Doamne ferește, mă știți, mi-am stat de vorbă în comunitate, știți foarte bine, doamna Căruță, am vorbit mult despre aceste probleme, am proiecte pentru partea de învățământ de cultură, este proiectul UNICEF de, pe care și Comuna Dofteana îl derulează, de distribuire de tablete către copii din Rom. Este programul UNICEF de incluziune socială. Chiar un program foarte bun, de care o să stăm de vorbă mai mult în detaliu. Dar există programe sprijinite pentru primărie, asta veți putea, noi vom putea aduce fonduri pentru acești copii. Chiar am stat de vorbă cu mulți tineri de la noastră din comunitate și o problemă nu aveam de gând să o ridic acum, dar dacă tot ați spus, copiii de la dumneavoastră, 17-18 ani, domnule profesor, nu avem unde să jucăm un fotbal, să ne întâlnim duminica, nu avem un teren de fotbal. Chiar am vorbit cu domnul primar, domnule, dacă se poate, sub supravegherea mea, toate-le, domnule, chiar să joace un meci de fotbal duminica la acel teren de școală. Dar nu vede nimeni. Domnule, pe mine m-am întrebat, domnule profesor, chiar probabil a fost fric, o să vină pe viitor. Deci nu e nimeni împotriva comunităților, doamne ferește, cu ajutorul social cu legea 416. Nu, ați spus că de 3 ședințe m-ați urmărit și eu, doamne ferește, oamenii care vin și își fac datoria, am stat de vorbă cu 2-3 băieți pe 25 februarie și era și domnul Crăciun, chiar m-am înțeles foarte bine, știți ce mi-a spus, doamne, domnule, și așa e 140 de lei, eu n-am ce face cu venitul ăsta, domnule, m-aș bucura dacă m-ar angaja, domnule, și chiar asta le-am spus, domnule, dacă ați fi angajat, n-ar fi mai bine, domnule, să fiu angajat cu contract de muncă, să iau și 100 de lei pe zi, domnule, să întrețin și o familie, 140 de lei pe lună, nu-ți bani. Nu-i fi la primărie. Se poate, da. Asta e legea. Dar nici așa. Dați-mi voie să vă spun. Nici așa. Știu că în ultimii ani am avut 400 de persoane care trebuiau să fie, să aibă calitatea de asigurat medical. Vă dați seama că la noi nu mai sunt oameni. Lipsesc verica cea mai puternică, să nu fie asigurat medical, să nu poți intra într-un spital, să nu poți merge nicăieri și acum mai cu minim de urgență. Dacă vă aduceți aminte din potrivă, eu am luat apărarea acestor persoane care este 416 și am spus, domnule, indemnizația asta de 140 lei recunoscută de către dumneavoastră, domnule, nu
acum ce să facem? Nu pot trăi cu bani așa. Eu iau pentru a avea devenit, acoperire medicală mai mult. Exact. Așa. Și le-am propus, domnule, uite cum spune și domnul consilier personal, poate facem acea societate, să angajăm oameni, să angajăm băieți tineri în comuna său. Deci nu-i nimeni împotriva ajutoarele sociale. Mai sunt persoane, poate puține la număr, dar din 17. Domnule, unul, doi care, domnule, nu vreau să fac, nu vreau să vrei. Asta le-am explicat. Nu ești obligat. Dacă nu vrei, crezi că nu poți sau nu ai dispoziția necesară, nu e nicio problemă, poate îți găsești de lucru. Poate e altul care vrea. Am stat de vorbă cu un băiat foarte harnic din zona Luca. Domnule, toate vorbele, domnul Crăciun mi-a spus, toate vorbele și le-a efectuat. Deci nu-i nimeni împotrivă, vă rog frumos. Nu-i ducem în spate și nu-i vrea nici nici nimeni, vă rog să mă înțelegeți, nu e nicio problemă. Eu așa nu înțeles, că trebuie să mă spune că doamne greșe. Nu-i vrea nicio problemă, eu nu sunt în măsură să discut despre altceva, doar de cele care mă... Da, și infrastructura, da, dar ce am încălzit. Chiar și acel ajutor vine cu inima, este asigurat. Gândiți-vă că de la o clipă la alta putem avea orice. Nu este. Dacă nu-i cazul și nu îndeplinește criteriile, nu trebuie. Aici nu decidem noi. Decidem noi. Da, Era o chestie, m-a întrebat unul dintre consilieri ce s-a întâmplat cu... A venit o echipă de la Sibiu pentru proiectul de Wi-Fi gratuit în 10-11 puncte din comună. A venit în baza proiectului finanțare europeană de 15.000 de euro. E greu, una noastră, curbe, coturi, dealuri, au nevoie de culoar drept. O identificare negre, principale, Chinet, Bartea, Ciobănuș. Acum așteptăm aprobări de la Radio Televiziunea Română, Căsalor. Dacă ne primesc, încercăm, poate reușesc să prindem poate. Sigur o să reușim. Sigur e doar moarte. Am zis de după dacă apare ceva. Am vorbit astăzi cu cei de la Iași. O zis să trimitem ce aparatură vor să monteze. Ne-a explicat că această aparatură fiind montată după aceea, noi putem pune toată comuna, funcție de buget, dacă vrem să punem Wi-Fi gratuit, sunt niște amplificatori care îi pui pe stâlp, care se conectează cu RD-ul și sunt două, trei comune în toată țara care au Wi-Fi gratuit. Mi-a dat exemplu sau ce puțin de limba au lucrat ei, dar oricum nu sunt. Putem pune camere de supraveghere fără fibră optică în baza lor. Am făcut un film. Vă sunt foarte bine. Felicitări, domnule, mai avem Wi-Fi gratuit, dar ce facem frumos cu internetul de pe fara zăului? Unii copii nu sunt poate până acolo. Dacă vreți să facem chestia asta, noi am mai avut discuția. Vă place și mie, mi-a plăcut când a fost consilier, să tot îl întreb pe fostul primar. Domnule, nu avem mai place, dacă da. Vreți să facem societatea aia de care vorbeam, așa. Să băgăm și servicii de telecomunicații și speciale, dacă se poate, facem, fim un fel de Orange noi, dar nu știm altfel cum am putea în condițiile în care am depus cereri, am făcut sesizări și către DJ, v-am spus, lucrează și DJ și Orange pentru la fibra optică, semnalul ne-am dat răspuns clar, fac investițiile în funcție de bugetul lor propriu. Mai mult de atât, dumneavoastră ne întrebați într-una, nu știu ce să vă mai răspund. Dacă vreau să spun eu, domnul Ionita, ținând cont de faptul că am prins proiectul ăsta și Wi-Fi gratuit în toată comuna cu... Nu, nu, facem publici. Da, domnule, spații publici. Dar putem amplifica după aia din banii noștri. Nu m-ați ascultat până la capăt. În spații publici, foarte bine. Eu sunt dispus în raza mea de acțiuni, să-mi donez renta mea viajeră de consilier local, să achiziționez un amplificator, să-l montez acolo, să preia de la... un punct anume, ca să dau la colegii profesori care sunt în raza mea, suntem cam 5 în zonă, și părinți care au copii la școală, să ne putem desfășura activitatea. Eu doresc din renta mea să se achiziționeze. Foarte bine, vă rog să mă trec. Așa cum am propus și în ședințele trecute, să renunțăm la... Domnul Mare, trec eu? Câte ai din consilier? 3. Și cine mai cotizează? Nu știu, nu. Eu nu vreau să vă mai propun la această discuție, că v-am mai provocat. La ultimul moment, 3. E provocată numele meu, de-așa. Nu, 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 pe noastră v-am luat ca martor, fiindcă m-aș susținut în prima ședință. Așa am spus, dar n-ați fost atunci. Nu, 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 nu,
explicat că dacă reușim astea trei, nu-i mare lucru 10 puncte. Am ales 10 puncte ca să înțeleagă de ce. Lumea o să zică unde sunt. Școlile toate, parcul de joacă care vrem să-l dezvoltăm, să-l înființăm la Ciobănuș, la Strajă, și la Ciobănuș, da, și la Bartea, este spațiul de joacă care sunt deteriorat, vedem ce mai facem, îl curățăm, îl facem. La Strajă au fost la închirie, de ce vorbeam, după hala domnul doctor, de la cum e grădina acolo, e 1000 de metri pătrați, aia cea mai mare și mai dreaptă, acolo am zis să facem acolo stabil domn primar. Și la Păltiniș, la școală, la centru, la stadionul comunal, la Luncă, chiar dacă poate îmi face ceva acolo. Și cât are aia? 200 de metri pe rază, de, adică pe 360 de grade. Deci am pus pe stâlpul ăsta, 200 de metri acționează, până la 200 de metri. Am zis că am 150, sigur că îți merge bine. Și am zis, domnilor, dacă aveți bani în fiecare buget, cât vreți să alocați, mai identificați puncte. Eu am venit, v-am pus o antenă și un amplificator de ăla și ai mai pus. Și cât costă? Păi, programul proiectul european e de 15.000 de euro. Nu avem nici măcar cu finanțare, nu avem la el. Tot e din banii lor. Și antene, vă zis, dacă nu îl găsești de reva, la partea, nu este, nu este curent. S-a rupt conductul ăsta, cablul de acolo. La Ciobănuș nu este curent. Vă zis că vin cu panouri și cu acumulatori ca să alimentez respectiv relei ce au ei acum. Da. Da. Hai să ne dezvoltim.